Bine ne-am regăsit, dragii noștri ascultători și privitori, o nouă întâlnire aici la radioul dumneavoastră preferat și la postul de televiziune, pentru că ne vedem și în direct la TV. De această dată invitat este domnul profesor Dănuț Birou, primarul municipiului primarul orașului Târgu Călbunești, îmi cer scuze, fost director de școală, profesor, căruia îi urăm un bun venit în studioul nostru. Mulțumesc de invitație, bun găsit vă spun și eu dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Domnule profesor, pentru că tot de 3 zile a început anul școlar, haideți să vorbim despre începutul de an școlar la Târgu Cărbunești, pentru că vă leagă atât sufletește și profesional de această zonă. Da, pentru că amândoi suntem oameni ai școlii, bănuiesc că este o bucurie în fiecare an când în prag de toamnă mergem împreună pentru a le ura bun venit elevilor într-un nou an școlar. Eu fac acest lucru de vreo 22 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc la fel, din diferite posturi, am fost învățător, am fost director de școală și iată de 3 ani primar al orașului Târgu Cărbunești. Pot să spun că în acest an am deschis cu bucurie porțile școlilor și am deschis nou an școlar la Târgu Cărbunești, având onoarea de a avea alături pe prefectul județului Gorj, domnul Ciprian Florescu, pe domnul inspector școlar general Ion Ișfan și reprezentanții de seamă din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești și ai Corpului de Jandarmerie Română care și are sediul la Târgu Cărbunești. Împreună am urat bun venit atât elevilor de la Școala Gimnazială George Uscătescu Târgu Cărbunești, cât și celor de la Colegiul Național Tudor Arghezi. Ne-au întâmpinat copiii de la cele două unități de învățământ care în anul școlar trecut au avut rezultate foarte bune și vreau să apreciez aici participările la Olimpiada Națională de la Școala Gimnazială George Uscătescu la disciplina matematică la faza națională. De asemenea, la Colegiul Național Tudor Arghezi un procent de promovabilitate de 84% la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, din iunie-iulie. De asemenea, noi ca și autoritate publică locală și prin prisma faptului că eu mă trag din rândul școlii, am încercat să oferim banii necesari, conform legislației în vigoare, articolul 105 din Legea Educației Naționale, pentru a face ca procesul instructiv educativ din unitățile de învățământ de pe raza orașului Târgu Cărbunești să se desfășoare în foarte bune condiții. Cum i-ați primit pe elevi? Ați avut ceva lucrări în afară de cele uzuale? Ați avut ceva lucrări de modernizare și reabilitare a spațiilor de învățământ? Pentru că știm că la dumneavoastră vă bucurați încă de o populație școlară extrem de numeroasă și, în ultimul rând, de un corp profesoral care face cinste acestei profesii. Da, din păcate, și la Târgu Cărbunești această populație școlară nu mai este așa numeroasă cum era acum câțiva ani, dacă acum 3 ani, când am plecat de la școală, eu la primărie era un jur de 1000 de elevi, acum mai sunt doar 900 la Școala Gimnazială George Uscătescu. Este o problemă cu care se confruntă în general toate localitățile din județul Gorj, toate școlile, mai puțin cele de aici din municipiu care sunt în zona centrală și sunt foarte căutate. Dar una peste asta, totuși există destul de mulți elevi la Târgu Cărbunești pentru care, așa cum v-am spus, am încercat să creăm cele mai bune condiții. Și vreau să amintesc aici faptul că dacă în anii precedenți la grădinița cu program normal Sfântul Stelian din localitate am făcut lucrări de reparație la acoperiș, de fapt de înlocuire acoperiș și montare centrală termică, anvelopare exterior, reușind în așa fel încât să le creăm condiții foarte bune copiilor. În acest an ne-am mutat către cealaltă grădiniță, grădinița cu program Longitudor Arghezi, unde am reușit în acest an să schimbăm acoperișul în totalitate, iar pentru anul viitor preconizăm de asemenea să facem izolarea termică a clădirii. De asemenea, la Școala Gimnazială George Uscătescu au avut loc lucrări de
montare agresiei pe coridorile și casa scării de la corpul A, precum și celelalte lucrări normale de igienizare care sunt efectuate în fiecare vară. Pot să spun că ambele unități de învățământ de la noi din oraș beneficiază, pe lângă autorizațiile sanitare de funcționare, și de autorizațiile eliberate de către ISU, astfel încât, din acest punct de vedere, suntem în conformitate cu prevederile legale. Domnule primar, iată, școala a început cu dreptul și sprijinul administrației locale este unul concret și real și vine în întâmpinarea a ceea ce înseamnă performanță, dorință de studiu și de realizarea obiectivelor din programele școlare de către cei care activează în acest domeniu. Să facem un pas mai departe în emisiunea noastră și aș vrea să ne vorbiți despre rectificarea bugetară. A fost ea una care să vină în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră ca administrație locală din Târgu Călăbunești sau putea să fie și mai completă, să spunem așa? Sigur că întotdeauna există loc de mai bine, însă cred că această rectificare bugetară pentru Târgu Cărbunești este una de bun augur și una care ne mulțumește în mare parte, pentru că vreau să vă spun, în urma celor trei decizii primite ieri de la Direcția Județeană a Finanțelor Publice, bugetul orașului Târgu Cărbunești va fi rectificat pe plus cu suma de 1.000.000 de lei, adică 10 milioane de lei vechi. Deci aceste 10 miliarde sunt bani care ne vin, bani de care avem nevoie, bani care ne acoperă aproape în totalitate pierderile pe care le-am avut față de bugetul de anul trecut și bani care în proporție de 93% merg către investiții și nu pentru altceva, restul mergând pentru plata indemnizațiilor pentru persoane cu handicap, plată care o să ne vină apoi de la bugetul de stat, dar pe care noi o să o susținem până în momentul în care bugetul de stat va face aceste alocări către noi. Am plecat, așa cum v-am spus, la începutul anului cu un handicap de vreo 12 miliarde de lei vechi din cotele pe impozitul pe venit. Handicap reieșit de pe urma scăderii impozitului de la 16% la 10% și a cotelor pe care unitățile administrative teritoriale le primesc, și aici a fost o scădere de la 47% la 43%. Și atunci, pe ansamblu, am avut această scădere de 12 miliarde de lei vechi, dar care, iată, acum aproape a fost acoperită cu acești 10 miliarde. Banii aceștia ne sunt foarte necesari pentru că noi pe lista de investiții la începutul anului ne-am propus mai multe lucruri, am prins niște sume mai mici și acum cu aceste sume o să completăm. Și vreau să punctez câteva dintre aceste lucruri pe care o să le facem cu acești bani. În primul rând, pentru că tot am vorbit despre școală, Colegiul Național Tudor Arghezi beneficiază de o bază sportivă care nu a mai suferit sau nu a mai beneficiat de îmbunătățiri de foarte mult timp. Și atunci ne-am gândit ca elevii de la acest colegiu, pentru a putea să își desfășoare în bune condiții orele de educație fizică, o să investim o parte din acești bani pentru modernizarea bazei sportive prin realizarea unui teren sintetic pentru fotbal și pentru handbal. Teren sintetic care va fi dat în administrare Colegiului Național, care va putea apoi să închirieze acest teren și aceste venituri să fie folosite pentru investițiile. Deci pentru alți doritori care, în afara programului de învățământ, pot să presteze activități sportive contra cost. Da, sigur că da, pentru că eu în programul meu de administrare al orașului până în 2020 am avut ca un punct și realizarea a 4 terenuri sportive de fotbal, de sintetice. Până la acest moment, deja am realizat unul chiar din 2016, ăsta ar fi al doilea, sper ca până în 2020 să reușim să facem unul și la Școala Generală George Uscătescu. Acolo, fiind o problemă, nu putem să ne apucăm prea devreme, pentru că în curând va începe construcția unui corp de clădire cu 9 clase și 4 laboratoare, cu sală de conferințe, corp de clădire
ce va fi sau ce este finanțat prin programul PNDL 2 în valoare de 4 miliarde 700 de mii de lei, pentru care am efectuat toate procedurile în vederea licitației și am semnat contractul de execuție cu o firmă din Târgu Jiu acum vreo 2 săptămâni de zile și sper eu ca în cel mai scurt timp să înceapă lucrările la acest corp de clădire. De asemenea, pe lângă acest teren sintetic, vom aloca bani pentru asfaltarea drumurilor din satele Comănești și Duțești, lucrări care se află în procedură de validare pe sistemul electronic de achiziții publice. Vom aloca bani pentru modernizarea pieței industriale din Târgu Cărbunești, pentru reparații și la întreținere drumuri și trotuare, în așa fel încât să încercăm să dăm localității noastre un aspect cât mai plăcut. Iată vești bune pentru cărbuneșeni și nu numai. Și în acest context aș vrea să ne împărtășesc din bucuria cu care am întreprins la Cărbuneșenii ceea ce le-ați pregătit de zilele orașului. O sărbătoare cu tradiție, o sărbătoare care a intrat definitiv în calendarul sărbătorilor regionale și naționale și, de ce nu, care provoacă întotdeauna bucurie prin surprizele pe care le aduceți pe scenă și în afara acesteia, prin activitățile conexe ocazionate de sărbătoare comunitară. Ca în fiecare an, de 29 august se sărbătorește hramul Mănăstirii Sfântului Ambotezătorul, cunoscută și sub numele de Cărămășeasca, ocazie cu care calcă pragul acestui lăcaș de cult foarte, foarte multă lume, în jur de 1000 de persoane, și ocazie cu care de fiecare dată Mitropolitul Olteniei, în al preasfințitul Părinte Dr. Irineu, ne face onoarea de a fi prezent în mijlocul nostru și de a oficia slujba religioasă. Bineînțeles că, legându-ne de această sărbătoare, organizăm și noi zilele orașului Târgu Cărbunești în parcul din Pădurea Stejeret, beneficiind de un cadru natural de excepție, ca să spun așa, cadru natural care permite desfășurarea activităților atât ziua cât și seara. În acest an am avut parte de 3 zile de sărbătoare la Târgu Cărbunești, luni 27, marți 28 și miercuri 29 august, 3 zile în care artiștii de top precum Elena Hazna, Analesco, Doina Gorjului, Tritonu, Valentin Sanfira și colega noastră din presă, Elisaveta Vasile, au încântat pe cei prezenți în Pădurea Stejeret. Vreau să spun că probabil în seara zilei de miercuri 29 august a fost un record de audiență, pur și simplu nu mai aveai loc să arunci un act, toate terasele erau pline, plus oamenii erau chitiți de la scenă până la ieșirea spre drumul județean ce leagă Cărbuneștiul de Țicleni. Spectacolul s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii, fiind tot timpul prezente și jocurile de lumine, cu lumini de laser. Cred că a fost un spectacol reușit care a încântat pe cei prezenți și sperăm ca și anul viitor să reușim să aducem artiști care să ne încânte. Tot în cadrul zilelor orașului Târgu Cărbunești s-au desfășurat și jocurile din cadrul turneului de fotbal cu Pagilortu pentru copii și juniori născuți în anul 2007, la care au participat 6 echipe din județ și din județele limitrofe, mă refer aici la Mehedin și Dolj. Turneu ce s-a desfășurat pe stadionul Cristina Răducanu din localitate și turneu care a beneficiat și de prezența fiului domnului Cristina Răducanu, care a oferit un premiu celui mai talentat jucător al turneului. Iată că aceste zile nu înseamnă numai distracție, înseamnă și o competiție a celor mai buni dintre cei buni, înseamnă o provocare pentru toți cei care intră în competiția elegantă a sportului, cu fair play-ul caracteristic acestui domeniu.
și apoi se îndreaptă cu toții spre o sărbătoare câmpenească, așa cum ne-a obișnuit administrația locală de-a lungul vremii. Vreau să ne vorbiți în cele ce urmează, domnule primar Dănuț Birou, despre proiectele pe care le-ați demarat în momentul în care ați câștigat fotoliul de primar la Târgu Călbunești, o bătălie pe care ați câștigat-o elegant și cu un scor destul de important. Proiecte cu care ați pășit în această misiune civică și dezvoltați realizarea lor și momentul în care ne găsim în problema care se pune este că în momentul când ai intrat într-o competiție este până la urmă greu să o câștigi, dar și după ce ai câștigat-o este și mai greu să demonstrezi că oamenii care au avut încredere în tine și ți-au acordat acest vot trebuie să nu fie dezamăgiți. Și atunci, încă de la începutul mandatului meu ca și primar al orașului Târgu Cărbunești, am încercat să pun în practică ceea ce am propus în programul de administrare a orașului 2016-2020. Astfel că, trăgând linia astăzi, avem asfalt în satul Cojeani, asfalt înspre satele Curteana, Crețești și Floreșteni, asfalt la Blagnița de Jos și Pojogeni și, așa cum v-am spus, vom continua anul acesta cu Comănești, cu Duțești și apoi o vom lua din nou de la capăt cu Cojeani, Curteana și toate celelalte sate, astfel încât, sper eu, în 2028 nicio casă din orașul Târgu Cărbunești să nu mai aibă altceva la poartă decât asfalt. De asemenea, cum v-am spus și înainte, o prioritate a fost aplicarea către tinerii din zonă și am reușit să realizăm acel teren sintetic de mini-fotbal și tenis cu piciorul în zona blocurilor, în imediata apropierea căii ferate de pe strada Pădurea Mamului. Apoi, pentru că fiind acolo în fața primăriei o zonă pe unde toți cei care aveau nevoie de administrația publică trebuia să treacă pentru a ajunge în sediul primăriei. O prioritate pentru noi a fost amenajarea și modernizarea parcului din fața primăriei din Târgu Cărbunești și am reușit acest lucru. Anul acesta, undeva în luna iunie, am terminat lucrările, am reușit să-l inaugurăm și cu o investiție în jur de 400.000 de lei din buget local am reușit, zic eu, să creăm un parc de agrement în fața instituției, un parc administrativ, un parc în care în fiecare seară mame, tați cu copii mici vin și se delectează privind și la fântâna arteziană care este luminată în diferite culori. Micile lucrări de amenajarea spațiului verde, de modernizare a trotuarelor din oraș au avut loc și anul trecut și acum 2 ani. Le vom continua și anul acesta, încercând să realizăm trotuarul care face legătura de la Școala Generală către Spitalul Târgu Cărbunești. După ce în primăvară am avut o serie de lucrări în jur de 100.000 de lei pentru modernizarea și extinderea locurilor de parcare din fața și din jurul Spitalului de Urgență de la Târgu Cărbunești, un punct de reper pentru foarte multă lume, pentru că acest spital deservește o mare parte din locuitorii din zona Maradiei și Valea Gilortului. Pentru că am realizat aceste spații de parcare în jurul spitalului, a trebuit să umblăm puțin și la configurația străzilor. Am realizat două sensuri unice, unul pe strada Teilor și unul pe strada Crizantemelor, pentru că strada Crizantemelor era nemodernizată, era de balast. Am turnat și acolo două straturi de asfalt și acolo fiind o investiție în jur de 100.000 de lei noi. Lucrurile merg în continuare pentru că avem proiecte în derulare, se desfășoară prin CNI proiectul de modernizare și extindere a casei de cultură din Târgu Cărbunești, Casa de Cultură Tudor Arghezi, și în urma discuțiilor cu constructorul avem, ca să spun așa, promisiunea ca
în jurul datei de 1 decembrie acest lucru să fie gata și aș dori din tot sufletul ca pe 1 decembrie 2018, la 100 de ani de România Mare, să putem să inaugurăm împreună această casă de cultură de la Târgu Cărbunești cu un spectacol fastuos. V-am spus despre proiectul cu școala, de asemenea, tot prin PNDL 2, avem deja semnate contractele pentru proiectare și execuție. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu domnul director al firmei care a câștigat această lucrare pentru strada Pieții, pentru că strada Pieții este un mare of al Cărbuneștiului de foarte mult timp și iată că după atâta mare de vreme am reușit să obținem această finanțare. Am făcut toți pașii necesari. Proiectul este aproape gata, mai trebuie puțin umbla la el pentru că tocmai de asta am avut astăzi discuția, însă execuția lucrărilor va mai dura puțin, probabil va începe la anul, deoarece am găsit înțelegere la cei de la APA Regiu, la colegii noștri de la APA Regiu, la cei din Nadia Gorj, în așa fel încât în paralel sau simultan cu lucrările de reabilitare a părții carosabile și a trotuarelor să realizăm și modernizarea sistemului de canalizare, sistem de canalizare prins pe un program european, pe POIM, ce se va desfășura între 2019-2023 și atunci, bineînțeles că noi puteam să facem strada în acest an și peste 2 ani să o spargem din nou pentru a băga canalizare. Astfel am reușit ca să luăm bani dintr-un anumit fond, să scoatem la licitație lucrarea, acum este pe SEAP la validare, probabil până la 1 noiembrie se va ști cine este câștigătorul și apoi să pornim cu cele două lucrări simultan, în așa fel încât odată realizat și canalizarea și infrastructura de la strada Pieții să nu mai fie probleme în această zonă și, cum spuneam eu, această stradă să se transforme din cenușăreasa orașului în regina balului, ca să parafrazăm puțin. Tot pe fonduri europene avem un proiect depus la AFIR Craiova prin Galgi Lort, unde am depus toate lămuririle cerute și probabil, sper eu, într-o săptămână, două vom fi chemați pentru a semna contractul de finanțare, un proiect care se referă la modernizarea și extinderea capacității creșei de copii de la Târgu Cărbunești, creșe aflată în subordinea Consiliul Local Târgu Cărbunești, un proiect care ajunge undeva la 150.000 de euro, proiect ce cuprinde și modernizarea locului de joacă aflat în imediata apropiere a acestei creșe. Sigur, sunt proiecte aflate în derulare, proiecte care urmează a fi începute, proiecte pe care sper să le finalizăm și până în anul 2020 să putem să mai aducem și alte proiecte cărora să le dăm drumul, în așa fel încât viața oamenilor din Târgu Cărbunești să fie din ce în ce mai bună. La momentul acesta, iată, septembrie, aproape jumătatea lui septembrie 2018, care sunt prioritățile zero pentru viitor ale primarului Dănuț Biru? Iată, ați prezentat complex și în ansamblu tot ceea ce v-ați propus și ați realizat și continuă să duceți la îndeplinire la Târgu Cărbunești, dar cu siguranță că mai sunt anumite aspecte care sunt acolo pe agenda dumneavoastră și care le-ați desprins din discuțiile cu oamenii, pentru că așa cum am înțeles, v-ați păstrat bun obicei de la școală de a discuta cu toți cetățenii care vin la dumneavoastră și a nu păsta doar o singură zi sau două pentru audiențe. Da, de obicei ziua de audiență este miercuri, numai că biroul primarului este deschis, tot timpul deschis, ușa nu s-a încuiat niciodată de 2 ani de când sunt în această primărie, iar încercăm zi de zi, eu împreună și cu echipa mea de consilier, să punem în practică sloganul pe care l-am avut în campania electorală, acela de a fi aproape de oameni. Și de fiecare dată, bineînțeles că mergând pe stradă, în mijlocul oamenilor te întâlnești, poți să auzi problemele și păsurile acestora, încercând să găsești metodele legale pentru a putea să le rezolvi. Așa cum a spus și dumneavoastră, una din priorități, poate prioritate zero, este acea încercare a noastră de a igieniza subsolurile de la blocurile din Târgu Cărbunești.
Ce se întâmplă? Blocurile fiind foarte vechi, odată cu dispariția încălzirii centralizate, s-au desființat, nu au mai funcționat acele asociații de locatari devenite apoi asociații de proprietari. Și din acest motiv, subsolurile ușor-ușor, fiecare a mai dat câte un ciocan jos la coturi atunci când se înfundau și ieșea mizeria peste cei de la parter, și aceste subsoluri s-au inundat cu fel și fel de dejecții care cu timpul pot produce fisuri în rezistența blocului și de ce nu este sălașul țânțarilor, al șobolanilor, putând să aducă fel și fel de boli, plus mirosurile neplăcute. Și atunci, și acesta a fost unul dintre obiectivele noastre. Am încercat, cum era și normal, să refacem aceste asociații de proprietari cu care apoi primăria să intre în colaborare, să avem un protocol public-privat prin care să putem să depunem proiecte și să atragem fonduri pentru a realiza nu numai igienizarea subsolului, ci și anveloparea blocurilor, realizarea de acoperișuri, pentru că așa cum ați văzut și dumneavoastră, în momentul în care ne-am confruntat cu acele vijelii puternice, am avut și noi la Cărbunești vreo 2-3 acoperișuri care au fost mulse de vânt și au provocat pagube la mașinile aflate în parcate în apropierea blocurilor. Pentru că din diferite motive aceste asociații nu au putut să se formeze, să funcționeze, negăsind un partener cu care să intrăm în această relație pentru a face acest lucru, nu am abandonat, ci am căutat alte căi și metode legale pentru a putea să facem acest lucru. În această primăvară am avut un control al Curții de Conturi pe anul financiar 2017, în urma căruia, bineînțeles, din fericire, nu au fost probleme, nu au existat prejudicii și în urma discuțiilor cu auditorii de la Curtea de Conturi le-am prezentat și acest lucru și le-am prezentat ideea mea de a putea să instituim o taxă prin care, în urma unor lucrări pe care primăria să le suporte din bani publici în aceste proprietăți private, această taxă să acționeze în următorii 4 ani în așa fel încât banii să fie recuperați de la locatari la bugetul de stat. Am primit ok-ul din partea dumnealor, am discutat și la prefectură, au zis că totul e în regulă, că nu sunt probleme și în urma acestei rectificări bugetare vom prinde suma de 40.000 de lei pentru igienizarea subsolului de la blocurile B4, B5 și B6, după care vom institui această taxă specială de salubrizare la nivelul orașului Târgu Cărbunești, taxă pe care o vor plăti doar cei cărora li s-a făcut această igienizare a subsolurilor și nu cei care urmează să li se facă. Și atunci, bineînțeles că noi recuperând o parte din bani, acești bani vor fi folosiți în continuare și sper eu ca în 3-4 ani să reușim să igienizăm toate aceste subsoluri. Până la urmă, vom încerca să facem și această dragoste cu forța, ca să spun așa, pentru că vom încerca să-i facem omului bine, chiar dacă el va plăti mai mult decât dacă intra cu noi în această asociare, pentru că acolo plătea doar jumătate din sumă, aici trebuie ca noi să recuperăm integral suma pe care o vom folosi pentru igienizarea subsolului. Sper să reușim, pentru că ar fi un început care ne-ar da speranțe ca și anul viitor să alocăm o sumă mai mare de bani de data aceasta pentru a putea să mai igienizăm și alte subsoluri de la încă 2-3 blocuri. Asta ar fi una din marile priorități. V-am mai spus, de asemenea, asfaltarea drumurilor de la țară, orașul Târgu Cărbunești. Cum stați? Cum ați găsit în momentul preluării mandatului și cum stați la momentul acesta și ce puteți să faceți până în 2020? Până acum, așa cum v-am spus, am reușit să asfaltăm vreo 6 km de drum din 2016 până acum. Sper să mai reușim încă 6 în următorii 2 ani. Câți aveți în totalitate?
Sunt foarte mult, sunt 93 de kilometri de drumuri naționale, județene, comunale și sătești pe raza orașului Târgu Cărbunești, dintre care mai avem în jur de 11 km de asfaltat. Dacă anul acesta îi vom asfalta și pe acești 2 km în Comănești și Duțești, vor mai rămâne 9 și ușor, ușor vom începe să scăpăm și să scădem din acest număr de kilometri de drumuri de balastru. Sperăm că va fi bine în continuare, că vom gestiona bugetul așa cum trebuie și vom găsi banii necesari pentru a realiza și aceste lucrări. Despre asistența medicală, domnule primar Dănuț Birou, știm că beneficiați de un spital extrem bine dotat și populat cu cadre specializate, spital care este dorit de foarte mulți bolnavi din restul Gorjului, chiar, care vin acolo să își caute sănătatea, cum spune românul. Aveți specialiștii care vin și alină suferințele oamenilor. Aici ce proiecte mai aveți, eu știu, pentru atragerea de noi cadre care să se stabilească în Cărbunești? Cum îi vezi motiva, eu știu, locuințe de la primărie, dotarea in extenso a ceea ce înseamnă spitalul orășenesc Târgu Cărbunești, primul spital de urgență din țară, după cum știm, primind această titulatură în 2012, în toamna lui 2012, un spital apreciat nu numai pe traumatologie, ortopedie, dar și pe multe alte discipline medicale. Da, din păcate, din ce în ce mai multă lume este bolnavă. Eu zilnic trec pe lângă spital și, așa cum v-am spus, undeva între orele 8 și 13, foarte multe mașini în jurul spitalului cu bolnavi aduși din foarte multe localități din județul Gorj. Tocmai de aceasta v-am spus că a fost o prioritate pentru noi pentru a înlezni și fluidiza traficul în această zonă, această extindere a parcărilor în imediata apropiere a spitalului pe strada Teilor. Noi în acest an am alocat 2,5 miliarde de lei vechi de la bugetul local pe transferuri pentru spitalul de la Târgu Cărbunești, pentru ca dumnealor să-și poată folosi acești bani la achiziție de aparatură medicală, la cofinanțările necesare pentru diverse investiții pe care le fac acolo. De asemenea, suntem în procedura de depunere a unui proiect pe fonduri europene pentru dotarea și modernizarea ambulatorului spitalului de la Târgu Cărbunești, proiect care poate ajunge până la 1 milion de euro, urmând ca noi, primăria, să venim cu partea de 2% de cofinanțare. Suntem aproape de Spitalul Târgu Cărbunești, așa cum a spus și dumneavoastră, avem foarte multe cadre medicale calificate, sunt în jur de 500 de angajați la Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești, până la urmă este cel mai mare angajator din localitatea noastră. Sunt în jur de 90 de medici, sunt 11 linii de gardă care funcționează permanent, ceea ce e un lucru extraordinar. Beneficiem și de imediata vecinătate a stadionului din Târgu Cărbunești, astfel încât cazurile cele mai grave sunt preluate cu elicopterul SMURT, care are acolo loc de aterizare și duse către Craiova sau București. Din păcate, așa cum v-am spus, sunt foarte mulți oameni bolnavi și cei care lucrează la Spitalul de Urgență din Târgu Cărbunești încearcă să le aline sau să le trateze cât de mult pot suferințele. Vreau să ne vorbiți despre grădinițe la nivelul orașului Târgu Cărbunești, pentru că vedem ca și în celelalte centre urbane de grădințe și crește, este mare nevoie. Cum stați la acest capitol, domnule primar? Da, așa cum v-am spus, creșa din Târgu Cărbunești este o creșă aflată în subordinea Consiliului Local Târgu Cărbunești și unde copiii până la vârsta de 3 ani beneficiază de condiții foarte bune, numai că noi încercăm să
facem ca aceste condiții să fie și mai bune, pentru că am depus acel proiect pe GAL încercând să extindem capacitatea acestei creșe de copii. Vorbind despre grădinițe, în imediată apropierea creșei se află grădinița cu program prelungit Tudor Alghezi. La această grădiniță învață în jur de 80 de preșcolari aflați în 3 grupe, o grupă pe program prelungit și două pe program normal. Grădiniță care, așa cum v-am spus, a beneficiat de realizarea unui acoperiș nou în acest an, în această vară. Și la această grădiniță venind foarte mulți copii din zona blocurilor și beneficiind de cadre didactice cu experiență. Tot în Târgu Cărbune se mai află în centrul orașului, în zona veche, ca să spun așa, în centru vechi, grădinița Sfântul Stelian, grădiniță care, așa cum v-am spus, a fost în atenția mea încă din 2012, de când am venit la școală director, și dacă de fiecare dată când ploua mi era frică să răspund la telefon când mă sunau doamnele de acolo de la grădiniță, iar ne plouă, pentru că acoperișul era foarte vechi și cârpit. De-a lungul timpului, beneficiind și de sprijin de la inspectoratul școlar și de la autoritatea publică locală, eu fiind și consilier în acea perioadă la Consiliul Local Târgu Cărbunești și fiind mult mai ușor să atragem anumite fonduri, această grădiniță a beneficiat de acoperiș nou, apoi ușor, ușor am gândit că decât să plătim gaze la 3 sobe mari care făceau căldura abia pe la ora 11 când copiii se pregăteau să plece acasă, am investit într-o centrală termică, în realizarea instalației pentru această centrală termică, am scăzut și costurile cu gazele și confortul copiilor, astfel încât spațiul grădiniței și timpul petrecut la grădiniță pentru copii a devenit unul plăcut. Pentru a reduce și mai mult aceste cheltuieli, în vara anului 2017 am realizat eficientizarea termică prin anveloparea exterioară cu poliestiren a acestei clădiri și astfel lucrurile la această grădiniță ar cam fi rezolvate, pentru că urmează acum să ne îndreptăm la atenția și către cealaltă grădiniță, așa cum v-am spus, urmează și acolo să anvelopăm pe exterior clădirea, pentru că beneficiază de centrale termice, chiar 3 centrale în această grădiniță, fiind mult mai mare având și program prelungit. De asemenea, pe raza orașului Târgu Cărbunești mai sunt funcționale încă 4 grădinițe în satele Cărbune Sat, Ștefănești, Pojogeni și Cojani. Aici plus grădinița din zona IAS pe strada Plopilor, grădiniță care printr-un program cu Fundația Terdezom am reușit cu o finanțare foarte mică din partea Consiliului Local Târgu Cărbunești să o modernizăm, să facem toalete înăuntru, de asemenea să schimbăm acoperișul, să punem ferestre termopan. Și pentru că am adus vorba de această colaborare cu Terdezomul, era să uit pentru proiectele de viitor. În această vară am avut o întâlnire cu reprezentanții ambasadei elvețiene și în urma acestei discuții am reușit să obținem o finanțare de 22.000 de franci elvețieni necesară pentru realizarea unui centru de igienă în imediata apropierea pieței second hand din orașul Târgu Cărbunești. O altă investiție pe care am promis-o în campania electorală și pe care am realizat-o, investiție de asemenea realizată în colaborare cu parteneri din Norvegia, cu Fundația Fratii Kirchhoff, cu municipalitatea din orașul Kristiansand și dată în folosință în luna ianuarie anului 2018, o investiție în jur de 200.000 de lei, această piață din care jumătate am suportat noi, jumătate prietenii noștri norvegieni. Acum am reușit să obținem această finanțare de 22.000 de franci elvețieni de la ambasada Elveției prin
Asociația Împreună și Fundația Ter de Zom. Noi de la Primăria Târgu Cărbunești vom veni cu o finanțare de 24.000 de lei. Vom realiza acest centru de igienă ce va conține toalete publice, dușuri, mașini de spălat pentru persoanele defavorizate din oraș, din orașul nostru. Accesul în acest spațiu urmând a se face pe baza unor anchete sociale, a unui orar bine stabilit, în așa fel încât lucrurile să funcționeze normal. Vă felicităm și noi, domnule primar, și ne bucurăm să auzim că inițiativa și implicarea dumneavoastră dă roade. Vă dorim la fel de multe realizări și pe viitor și, așa cum spune românul, să ne vedem sănătoși și cu vești din ce în ce mai bune. Rămâneți pe postul nostru că aveți ce vedea și auzi. Mulțumim!